Salutare! Sunt șef Adrian Tihulcă. Așa cum v-am promis, revin cu o nouă rețetă cu produse Verdino. Astăzi voi găti rețeta de burger Verdino cu salsa de ardei copt și sos de brânză feta. Acest burger este cu atât mai gustos cu cât folosesc ardeiul proaspăt copt și sos de brânză feta Verdino. Încercați-l și voi și spuneți-mi cum v-a ieșit. Punem o tigaie la încins cu ulei, făină și amestecăm. Prăjim făina câteva secunde, apoi stingem totul cu lapte de caju, turnând treptat pentru a nu forma aglomerări. Presărăm piper, sare și bucăți de brânză feta. Amestecăm și lăsăm sosul să fiarbă până ajunge la o consistență dorită. Spre sfârșit adăugăm frunze de busuioc și punem sosul într-un vas acoperit cu folie de plastic. Punem o tigaie green la încins și frigem burgerii câte 4 minute pe fiecare parte. Când burgerii sunt aproape gata, punem în tigaie grill câteva felii de bacon și le frigem până sunt crocante. Chiflele le umezim cu ulei și le frigem 30 de secunde în tigaie. Separat într-un bol, amestecăm ardei copt, ceapă roșie, usturoi ras, pătrunjel, oțet balsamic, ulei de măsline, sare și piper. Amestecăm totul și dăm deoparte. Montăm burgerii. Pe partea de jos a chiflei punem frunze de salată, salsa de ardei copt, bacon crocant, burgerul Verdino, deasupra punem sos de brânză feta și frunze de busuioc proaspăt. Vă mulțumesc că m-ați urmărit! Rămâneți alături de noi pentru că am multe rețete originale cu Verdino pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Îmi puteți trimite întrebările voastre pe salut@verdino.ro și vă răspund cât pot de repede. Și nu uitați, inclusiv ceea ce punem în farfurie ne poate salva planeta.